Partidul Șor se va abține de la votarea proiectului care conferă undă verde pentru demiterea procurorului general Alexandru Stoianoglo. Despre asta a anunțat deputatul Denis Ulanov la ședința de astăzi a Comisiei Juridice, care a oferit aviz pozitiv documentului. Astfel, inițiativa legislativă urmează a fi dezbătută mâine în plenul Parlamentului. Deputatul din partea partidului Șor, Denis Ulanov, a remarcat faptul că în țara noastră poate fi suspendat din funcție președintele, însă procurorul general nu poate fi eliberat din funcție chiar dacă există motive întemeiate. Parlamentarul a precizat însă de ce fracțiunea din care face parte nu va susține proiectul propus de PAS. Nu putem să nu fim de acord că independența absolută a procurorului general ar trebui să fie în acțiune, nu în responsabilitate. În ceea ce privește independența acestuia, în acțiune ea există. Ne vom abține de la votarea proiectului pentru a nu fi acuzați de răfuială sau atitudine părtinitoare legată de acest proiect. În final, proiectul care ar permite eliberarea din funcție a procurorului general propus de PAS a fost avizat pozitiv de Comisia Juridică. Miercuri, mai mulți experți au criticat inițiativa, menționând că fotoliul procurorului general reprezintă ultima fortăreață neocupată de PAS. Aceștia au declarat că ar fi nevoie de o comisie formată din experți europeni care să evalueze activitatea conducerii Procuraturii Generale. Critici la acest subiect au venit și din partea unor juriști care spun că asemenea practici pun procurorul general la cheremul politicienilor.